Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod vreau să vă întreb dacă v-ați pus vreodată întrebarea despre ce este sentimentul de deja vu. Adică să spunem că ați făcut o anumită acțiune și după v-ați adus pur și simplu aminte că ați mai trăit acel moment. Ei bine, în episodul de astăzi o să merg cu voi și o să explorăm ce este de fapt sentimentul de deja vu și de unde provine. Șansa ca o persoană să experimenteze senzația de deja vu în decursul vieții este foarte mare. Potrivit unor experimente, senzația de deja vu este trăită de două treimi dintre indivizi. Cercetătorii afirmă că este un fenomen foarte greu de studiat în laborator, deoarece nu se poate identifica un stimul care ar putea arăta clar de la ce pornește acest sentiment straniu de familiaritate. Lobul temporal al creierului este regiunea responsabilă de detectare a unor lucruri de familiaritate sau de recunoaștere a unor evenimente, spun experții. Deși momentan legătura dintre deja vu și lobul temporal rămâne necunoscută, există indicii care derivă de la persoanele care suferă de epilepsia lobului temporal, o boală în care activitatea celulelor nervoase ale creierului sunt deranjate, cauzând convulsii. Descoperirile ar sugera că senzația de deja vu ar putea fi provocată de o defecțiune electrică a creierului. Studii clinice arată că unii dintre pacienții bolnavi de epilepsia lobului temporal înainte de criza de convulsii au avut sentimentul de deja vu ca un fel de prevenție înaintea crizei. Pentru persoanele sănătoase, cercetătorii afirmă faptul că este vorba despre o eroare a creierului atunci când neuronul e responsabil pentru recunoaștere și familiaritate nu funcționează. Atunci, creierul încurcă prezentul cu trecutul. De fapt, aceleași impulsuri electrice anormale întâlnite la bolnavi de epilepsie pot fi prezente la persoanele sănătoase, cum sunt spasmele musculare involuntare la o persoană care abia adorme. Eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere, beau. O altă explicație a senzației de deja vu la persoanele sănătoase ar fi o încurcătură a căilor neuronale. Acest lucru se întâmplă deoarece creierul caută constant să creeze percepții în legătură cu lumea din jurul nostru, dar are materiale limitate. De exemplu, e necesar un singur simț pentru a ne aminti lucruri diferite, spre exemplu mirosul. Deja vu poate fi asociat cu discrepanțe ale memoriei în creier. Astfel, informația senzorială ar putea întoarce memoria pe termen scurt și ar putea ajunge în schimb la memoria pe termen lung. Cercetătorii spun că mai sunt încă multe de învățat despre acest fenomen și că este un mecanism complicat, însă în viitorul apropiat speră să găsească soluția. Acum să vă explic unul dintre amintirile mele cu sentimentul de deja vu, care mi s-a părut a fi super ciudat. Eram la școală și juca lumea șah și într-o dată mi-a sărit cineva în spate și m-am dus spre tabla de șah și pur și simplu după a fost ca și cum m-am trezit dintr-un vis. Adică era un vis în realitate și mi-am amintit faptul că s-a mai întâmplat lucrul ăsta, adică tind să cred că ceea ce visăm se transmite în viața reală, prin sentimentul ăsta de deja vu. Acum, nu știu câtă dreptate am, nu știu cât de bine am explicat sau dacă ați înțeles. Sper că v-a fost de folos și dacă aveți, idei despre alte subiecte, nu uitați să-mi lăsați în secțiunea de comentarii, să apăsați butonul de like, share, subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări. Mulțumesc!